România rupe totul la karate, mai ales copiii care au făcut spectacol la o competiție dedicată lor. O campioană mondială a arbitrat cea mai importantă luptă a concursului. Daniela Andrei și Andrei Iordache se pregătesc pentru campionatul mondial de karate care va avea loc în București în perioada 5-9 iunie. Este o onoare că este prima oară, da? Și clubul nostru Phoenix Sunrise organizează acest campionat. Și sper să iasă ceva de amploare, ceva frumos și să obținem și multe rezultate, mai ales noi români. Frumoasa Daniela are centura neagră la karate. România are de apărat o performanță remarcabilă la mondiale. Românii sunt campionii Europei și ai lumii la ultimele două ediții. Sigur, la București nu poate să ne bată nimeni. Suntem la noi acasă.